Această emisiune este susținută de Pura Rom, alege esența naturii. Hristos a înviat. Dacă la începutul anului am adăugat la titlul emisiunii Dincolo de ceea ce știm, pe Suntem împreună, astăzi, în ziua Paștelui, suntem împreună pentru familia ta. Împreună, o stare de a fi, o stare ce ne unește, ce ne dă speranță, ce ne împinge să trăim unul pentru celălalt. Să ne iubim pe noi înșine, să ne iubim aproapele. Împreună cu Olimpia Mioara Mireștean și Ioan Nistor, vom realiza o emisiune pe care vă oferim în dar, astăzi, în prima zi a învierii. Hristos a înviat, dragii mei! Adevărat a înviat! Este o stare foarte profundă, emoționantă. Tremur. În primul rând, sunt recunoscătoare pentru că astăzi am ales să facem Paștele împreună. Vă mulțumesc amândurora pentru că sunteți parte din familia mea. Sunteți doi oameni speciali. Sunteți familia mea, părinții mei spirituali. Și vă mulțumesc. Mie îmi dansează corpul. Și noi îți mulțumim, Oana. E o onoare și o binecuvântare să te știm. Și așa cum spuneam înainte de emisiune, oricând te putem lua acasă. Și aș vrea. Să primim lumina învierii în casele noastre. Sunteți niște oameni lumină, oameni care oricând în viața voastră, în situațiile voastre, puteți să oferiți această lumină. Sunteți doi învățători și mi-asum eu asta când spun. Doi părinți pentru oricare dintre telespectatorii noștri. Și vă rog, recomand cu toată dragostea și inima mea. Oricând. Olimpia, iubita mea, astăzi o să ne readucem aminte de mesajul pe care l-ai transmis în urmă cu ceva timp către comunitate și anume să ne întregim, să fim în această unitate, că doar împreună putem să ne readucem la viață, să resimțim viața în aceste vremuri. Cum simți astăzi acest mesaj? A fost cât se poate de real acest mesaj. Și astăzi simt că în toate schimbările care vin în viața noastră, cel mai important este să continui să te iubești. Să găsești în acea umbră, în acel întuneric, în acea frică, o parte de lumină și să-ți dai voie pur și simplu să iubești. Dacă nu poți să te iubești pe tine, poate iubești o floare, iubești ceva, iubești copilul tău, iubești. Dar faptul că poți să iubești în moment de criză, în moment când te doare ceva, când simți că lumea ta e distrusă, este o mare putere. Am realizat de curând asta și sunt atât de încântată făcând o introspecție a vieții mele, că într-adevăr, în perioadele mele de criză puternică, am iubit. Am iubit cu tot sufletul meu. Îți mulțumesc. Ioan, cum simți această lumină care a intrat astăzi, a reintrat în casele noastre? Îți aduce aminte, pentru că astăzi vreau să știe telespectatorii noștri dragi, că nu stăm de vorbă cu un învățător al Human Design,
și un practicant de succes al șamanismului, stăm de vorbă cu doi oameni, două suflete, două ființe. Îți aduci aminte în copilăria ta când serbai învierea în familie? Ce te aducea împreună cu familia ta? Cum simțeai aceste sărbători? Mi-aduc aminte, în primul rând, de mama mea și de cât de importantă era pentru noi întâlnirea și sărbătoarea Paștilor, cea mai mare sărbătoare din an. Și cum ne trezeam dimineața și fugeam repede să ne spălăm cu un ou și cu un bănuț. Și cât de mult ne bucuram de se spunea la noi, de a da cioc, nu? Și de a mânca Paști. Fiecare an mergeam, ne trezeam dimineața la 4 să mergem la slujbă și să așteptăm să ajungem la momentul acela al învierii. Și există foarte multă emoție în toate amintirile astea, pentru că mi-amintesc când vorbea Olimpia, mi-aminteam exact de ideea asta a învierii, nu? Practic de retrezirea noastră, dacă vrei, de a avea un restart. Avea un restart și a lăsat la o parte toate relele, tot ce s-a întâmplat peste în cealaltă viață, dacă vrei, și a o lua de la capăt ca nou. Și asta era pentru mine sărbătoarea Paștelor. Practic, oarecum un restart, o nouă viață în care de fiecare dată ne îmbrăcam frumos. Mama ținea foarte mult să ne îmbrăcăm frumos și să fim proaspeți, ca totul, acea stare care era în interior să se vadă și în afară, să oarecum să inspirăm și pe ceilalți că ne bucurăm de înviere. Ce frumos! Îmi aduc aminte că în fiecare an de Paște, nu știu dacă ați sesizat și voi, sau cel puțin în orașul în care eu am locuit mulți ani, și anume în Ploiești, după lumina învierii, de la 12 noaptea, sâmbătă spre duminică, ploua. Ploua puțin, nu mult, dar ploua. Și atunci mă uitam așa spre cer și mi-aduceam aminte de bunicii mei. Ce frumos! Și Olimpia, vezi cum facem noi de ajungem iar la strămoși? Poate să fie o sărbătoare în care să ne aducem aminte și de cei ce au plecat? De neamul nostru, de sânge, din sângele nostru. Poate să fie și este, pentru că o petreci în familie. Și în familie îți amintești de toți care au fost și cei care au venit. Acolo sunt și bunicii și nepoții. Și povestim și suntem acolo. Și ce e interesant, și la noi exact același obicei era. Eu sunt din zona Mureșului, Târgu Mureș. Era să avem haine noi de Paști. Era tot o noire. Și momentul în care se bătea în poartă și se deschidea poarta noaptea, pentru mine era pur și simplu intrarea într-un ceva nou. Ca și copil, era fascinant când se, nu știu dacă și aici se bate în poartă, se bate în poartă, se întreabă cine deschide și se dă lumina. Deci era un moment atât de puternic că toți îl așteptam. Deci noi copii ne opream, zumzăream pe acolo, alergam și ne opream, așteptam. Acum se deschide. Și eram fascinați. Și într-adevăr, fiind din zona Târgu Mureșului, la noi este un obicei, pentru că trăim împreună, foarte fain trăiam acolo, români maghiari, în Ceoașul de Câmpie, așa mi-amintez eu Paștele de copil.
Ne strângeam seara, după patru, și dădeam cioc, așa se spune la noi, dăm cioc. Și Ioan e tot din Ardeal. Și era foarte frumos că ne întâlneam, povesteam, râdeam. Era un prilej prin care tinerii intrau în comunitate. Era o comunitate. Odată eram în sânul familiei și apoi peste zi, exact așa ca și cum renaști în familie și apoi îți dai voie să ieși în comunitate. Și asta era întâlnirea de la ora 4, era în satul acesta, în Cioașul de Câmpie. Și vorbind despre străbuni, îmi amintesc cu mare drag cum se pregătea bunica mea, bunicul, ce făceau atunci când urmeau sărbătorile, cum înnoiam totul, curățenia era ceva impecabil. De fapt, se dădea afară toată mizeria, tot ce era ne la locul lui, ca să întâmpin lumina. Iar această lumină noi o avem ca popor, nu doar de câteva secole, ci de secole și secole în spate. Este acea lumină care s-a trezit în noi, care ne ducea spre a te iubi pe tine, pe celălalt, a vedea în întuneric că există speranță, există bucurie, există o pace interioară, exact ce ai nevoie. Cam asta văd eu lumina și tot ce vorbea Iisus Hristos, să știi că eu foarte târziu am aflat de iepuraș, eu nu știam de iepuraș. Era Iisus Hristos și acea iubire despre care ne învăța. Și asta povesteam la masă când ne întâlneam. Despre slujba de înviere și despre cum e să iubești. Cum e să vezi în celălalt ce are el frumos. Nu ce vrea să schimbi, nu ce vrea să dai deoparte. Asta e amintirea legată de copilăria împreună cu bunicii și cu Paștele împreună cu ei. Alege frumusețea. Până și la haine, să știi că da. Ne întreba bunica, da. Ne întreba absolut despre tot ce era nou și dacă nu putea să meargă odată cu noi la înviere, pentru că în ultimii ani era mai în vârstă, ne întreba cum s-au îmbrăcat tinerii, ce au vorbit, cum a fost, cum ați primit lumina. Dar v-ați grăbit să luați lumina, dar a stat în rând? Era atentă la toate detaliile și curioasă cum s-a întâmplat, ce a fost. Și asta este o amintire așa dragă, așa o simt în suflet. Bunica care nu mai putea să ajungă la da, biserică? Bunica care nu mai putea să ajungă pentru că a îmbătrânit și avea o problemă, încălca, se legăna. Eu tot râdeam de ea. Este bunica care i-am zis mamă. Dar vezi tu, Olimpia, acum lumina învierii se simte indiferent de vârsta pe care o ai, cu aceeași bucurie și același entuziasm de copil, da, aș putea spune. Ziua Paștelui, moment în care lumina și întunericul conviețuiesc împreună. Mă întrebam, oare Dumnezeu, de ce a îngăduit și lumina și întunericul? Oare pentru a ca noi oamenii să facem diferență și să punem preț ba pe lumină, ba pe întuneric, sau să ne dăm seama de rolul fiecăruia. Că lumina este în întuneric și întunericul în lumină. Ce cumva cred că nu știm aprecia lumina dacă nu cunoaștem întunericul. Și este o povestire foarte frumoasă a lui Neil Donald Walsh, micul sufletel de vorbă cu Dumnezeu. Este perfectă pentru a vedea deosebirea între cum poți să accezi, să simți dragostea trecând întâi printr-o prăpaste, printr-o perioadă de depresie sau de în care lumea ți se zdruncină, ca de acolo să te ridici și să poți să înțelegi și să simți că iubirea e tot ce te înalță. Că restul sunt fleacuri, că ele au un rost și rostul lor este tocmai de a păși, de a te ridica. Și eu le spun oamenilor, când cazi jos, când ai căzut, tu ai căzut pe pământ. Ai căzut pe mama pământ, pe cum vrei să o numești, pe pământul fertil, pe pământul roditor, pe cel care dă viață.
Păi și de acolo ia-ți energia și ridică-te. Și de câte ori cazi, de atâte ori amintește-ți că ești pe pământ și te ridici. Și n-am venit întâmplător în viața asta și n-am venit întâmplător în această perioadă pe care o trăim acum și spunem, vai, ce bine era înainte. Dacă ar fi fost să trăim înainte, am fi spus, a, ce bine au trăit înaintașii noștri și așa mai departe. Noi n-am venit întâmplător să trăim acum toată lumina asta, tot întunericul. Și e greu, dar nu este imposibil. Și au făcut mulți, mulți înaintași de-ai noștri. Au trecut prin război, au trecut prin foamete. Noi avem toată învățătura lor în noi. Trebuie doar să o accesăm, să ne dăm voie să ne ascultăm, să încetăm cu gălăgia din exterior și să ne dăm voie să ne auzim. Și acolo, acolo sunt străbunii care ne vorbesc. Acolo e toată înțelepciunea. Ioan, apropo de ce a zis Olimpia, cum îți simți tu familia ta? Cât de important este pentru tine, ca om matur, ca bărbat, să fii în pace? În pacea sufletească pe care o simți pentru familia ta. Cât de important este? Deși ai, nu mai ești copil, clar. Nu mai depinzi de mama și de tată, clar. Dar ei sunt acolo, chiar dacă sunt în lumea asta, chiar dacă nu sunt. Da. E o întrebare care e pentru mine extrem de emoționantă și mi-e greu de multe ori să mă exprim. Dar asta nu înseamnă că nu simt sau că nu aș vrea să pot să fac mai mult. Și esența tuturor lucrurilor sau rădăcinile țin de familie și țin de oamenii care îți stau aproape, indiferent de cât de multe prostii ai făcut, indiferent de cât de mult te-ai depărtat. Și îmi amintesc din nou, am stat 14 ani la Praga și primul Paște care l-am petrecut acolo a fost greu, pentru că a fost prima dată când n-am putut să merg să iau Paște. În Cehia un pic obiceiurile, un pic altfel. și îmi lipsea exact acele obiceiuri cu care erau parte din mine. Și mi-a fost foarte clar că nu o să rămân în Cehia pentru o viață, pentru că familia mea era în altă parte. Și mă chema casa, sau mă chema înapoi pământul, familia. Foarte mulți oameni m-au întrebat de ce te-ai întors. N-am vrut niciodată să rămân acolo. Mai pentru că aici e mai bine. Chiar dacă poate acolo aș fi avut mai mult bani, mai multă, eu știu, o viață mai ușoară, nu era mai ușoară. Am ales să mă întorc acasă. Și nu regret niciun pic că am ales să mă întorc acasă. Tocmai pentru că acasă, dacă vrei, prinzi aripi, acasă reînvii, acasă crești. E câteodată surprinzător, nu? Cât de mult ne sprijină familia, chiar dacă, așa cum ai zis tu, poate că nu mai e neapărat în planul ăsta, deși eu sunt fericit că încă tata trăiește și că am un copil și că am o soră și că am o mulțime de verișoare. Așa că sunt un fericit din punctul ăsta de vedere. Toată dragostea mea și toată iubirea pentru toate câte fac pentru mine, chiar dacă poate că nu se vede asta. Acum cu siguranță o văd. Și ceilalți. Pentru că
În viața mea nu am văzut și am admirat pe un om, pe un bărbat, atât de mult cum te admir pe tine. Mulțumesc. Ești un exemplu. Atât. Mulțumesc. Ești un exemplu pentru mine, să știi. Un om atât de viu și atât de deschis și cu atâta dăruire. Mulțumesc. Da, este o emisiune cu emoție, așa ne-am propus, dar nu conștient. Și știți de ce? Pentru că asta face parte din noi, din noi înșine. Asta face parte și din voi. Și îmi doresc ca de fiecare dată când realizez această emisiune, ca emoția pe care o transmit și o transmit invitații să ajungă la voi. Și vă mulțumesc pentru că ați fost și suntem împreună. Olimpia. Îmi șterg lacrimile așa pe furiș când văd că te filmează pe tine. Am văzut. Vreau să-mi spui așa. Tu spui te iubesc? Foarte des. Adică atunci când simt și mai nou sau mă rog de ceva timp îmi spun mie foarte mult. Foarte mult. Mă iubesc într-adevăr. Și când mi-e greu și sunt momente în care mi-e greu, foarte greu, când simt că nu mai pot, că nu mai am energie, că totul e dat peste cap, că lumea mea, cum eu am imaginat-o, e cu josul în sus, cu susul în jos, cu, cum vrei, mă întorc spre mine, spre acea Olimpia mică, undeva aici stă și spun, te iubesc, ești minunată, ești perfectă. Exact așa, eu ca femeie adultă trec prin anumite provocări, dar tu ești iubită, tu ești perfectă. Te hrănesc exact cu ce ai nevoie. Când o face ea, o fac eu. Voi ați văzut că între voi... E un porumbel. Am văzut. Deci mi se pare extraordinar. Pentru că pentru mine, porumbelul este mesagerul iubirii. Este pacea, este însăși Dumnezeu. Pentru mine. Cum este pentru voi acest împreună pe care ați pășit împreună pe același drum de foarte mult timp, dar mai curând, să spun așa, într-un cadru altfel. Și vă felicit. Mulțumim. Mulțumim. Suntem de 11 ani împreună, facem peste o săptămână 11 ani. Mulți ani înainte. Și era tot așa, vezi, nu era chiar de Paște, era în Duminica Florilor, de fapt atunci da. Când ne-am întâlnit noi. Și de o lună și puțin am spus da și oficial. Vă felicit și eu știu că am fost lângă voi. Știi, la început noi vroiam să fim doar un grup restrâns. Da. Da. Și se amintește că vine la emisiune și ți-a zis și... că n-am cum să lipsesc. Exact. Și când începeam să spunem că noi atunci nu putem face, nu știu, dacă ne chema undeva sau nu putem că ne căsătorim. Cum? Și nu mi-a spus, nu m-ați chemat. Aoleu, zic, stai că nu vom fi doar cinci. Și așa ne-am bucurat de oamenii care au venit. Nu știu, eu chiar m-am simțit foarte bine. M-am simțit că și simt și acum că am făcut-o cu toată inima, că a fost o decizie luată care ne propulsează cumva împreună, ne așează ca bază, ca familie, altfel decât înainte. Și înainte ne simțeam ca o familie și mereu, de fapt, vorbeam soțul meu, adică nu era ceva... Dar acum am simțit puterea asta de a crea împreună, de a fi împreună, chiar de a crea, da, deci e cu totul altceva. Și sperăm să ne țină așa cât ne va ține. Mi-a plăcut când Ioan a spus, am mai vorbit despre pasul acesta al nostru, oficierea căsătoriei,
Și mi-a plăcut când a spus Ioan, zice, atâta timp cât ne va fi dat să fim împreună, noi ne bucurăm. Ce frumos! Da, deci mi se pare că nu e o presiune așa... Așa vedeam actul, ca pe o presiune, dar este de fapt o libertate în doi. E foarte fain. Așa este. La voi căsătoria nu a venit cu presiunea societății, cu așa trebuie, e momentul să ne căsătorim. Mai altfel spus, la voi a venit momentul potrivit, când relația voastră a ajuns la un alt nivel, la acel nivel pe care cu toți, nu cu toții neapărat, dar majoritatea mergem către căsătorie așa, pur și simplu, așa. Noi am făcut curat, să știi, înainte. Asta mă uiam să zic. De a intra în acest... Nu, adică dacă m-ai fi întrebat la începutul anului, aș fi spus nu, nu. Aveam o temere legată de căsnicie, fiind la a doua căsnicie amândoi. Și a rămas temerea cumva. Dar am făcut curat. Parcă universul, spunea cineva, universul, Dumnezeu, cineva a venit și a spus acum e momentul să faci curat în ce aveam, ce căram în spate. S-a eliberat, deci s-a făcut mult spațiu de respirație, de a ne vedea pe noi, de a spune, da, cred că așa e cel mai bine. Pentru mine chiar a fost cel mai bine și cred că și pentru Ioan. Hai să vedem, Ioan. Cum te uiți tu acum la soția ta? Îi spuneam azi dimineață că... mă spuneam că... Spune tu din nou că mi-a plăcut. Da, că am o soție foarte frumoasă, de fapt nemaipomenit de frumoasă, și că nu e neapărat doar despre partea fizică, ci că e o femeie extraordinară, nemaipomenită, și că mă bucur să o am lângă mine. Asta îi spuneam azi dimineață. Nu știu dacă exact cu aceleași cuvinte, dar așa m-am trezit, știi, cu realizarea asta cât de bine e să ai o asemenea femeie lângă tine. Da, pentru mine cam așa e și mă bucur că e lângă mine. Evident că nu credeam că o să fie o schimbare nemaipomenită, iar există o oarecare relaxare și asta e foarte bine că se poate întâmpla. Și o oarecare stare de noi. Da? M-am plăcut de Olimpia. Acum o să dau din nou din casă că nu mai era despre mine și ea, ci acum e despre noi. Da? Pe toate planurile. Pentru mine e ușor să fie despre noi. Adică eu intru foarte ușor în noi. Când eram copii, vorbeam despre jucăriile mele, jucăriile noastre. Pentru mine e ușor să fie jucăriile noastre. Dar e important când, într-adevăr, sunt jucăriile noastre, nu jucăriile mele sunt jucăriile noastre și ale tale sunt ale tale. Și simțiți amândoi acest al nostru sau a noastră, da, relația noastră. O bază care am pus-o și de pe care mergem mai departe, de pe care clădim ceva. Și văd așa o expansiune a noastră. Noi suntem parteneri nu doar de viață, ci și profesional. Adică clar că am pus bazele a ceva solid și va merge. Așa o văd cum țâșnește așa. Da. Facem chestii creative împreună. E normal, nu? Da. E important? Importantă și această creativitate pe care o manifestăm într-o relație? E importantă și această libertate pe care spuneați,
spuneai, Olimpia, să o păstrăm, să o cultivăm, să o manifestăm într-o relație, pentru ca să nu uităm de noi înșine. Exact. Temerea mea era mereu, de când sunt așa adolescentă, atunci simțeam căsătoria, credeam că îmi limitează libertatea. Și credeam că actul efectiv în sine asta va face. Am fost și m-am simțit liberă și în prima căsnicie, doar că nu eram liberă mental. Iar faptul că am trecut printr-un divorț m-a făcut să mă reașez și să mă uit spre mine, să nu mă uit spre celălalt uitând de mine și să cresc. Asta a fost pentru mine marea trecere, marele iad din care am văzut lumina. M-am văzut pe mine și am început să mă iubesc pe mine. Exact ce spuneam, că în perioade de criză e atât de important să iubim părți din noi, neiubite poate niciodată, și atunci e momentul să te uiți. De ce mi se întâmplă asta? Mă uit spre mine să văd ce pot să iubesc în mine. Nu neapărat să vindec. Am observat că îmi place mult mai mult să spun că de fapt nu vindec, ci mă uit la cele părți neiubite din mine și mă iubesc și mai mult. Și eu mi-am imaginat, era doar mental, că voi întâlni din nou această presiune a mea, căsătorindu-mă oficial, cumva intru într-un mental colectiv care mă va bloca. Și surpriza a fost că acest mental colectiv te susține. Sau cel puțin pe mine și pe Ioan așa simt că ne susține. Pentru că căsătoria aceasta este o stare, este exact peste tot pe pământ, adică e ceva palpabil, nu e doar un act. Poți să-l iei doar un act, dar dacă ești atentă la ce se întâmplă în interiorul tău, simți că intri, așa cum intri ca mamă, să devii mamă, intri în rândul tuturor mamelor și există o conexiune. Așa există și în căsătorie. Eu și Ioan așa am experimentat, poate alții nu. Pentru noi asta a fost. Intrarea aceasta în oficierea căsătoriei a reprezentat o... Chiar așa e, o libertate în doi, baza unui început, care a început cumva de mult, știi, și a făcut rădăcinile, dar acum, știi, ai rădăcina, ai pus fundația, acum gata, poți să crești parter, etajul 1 și așa mai departe. Așa am simțit. Cât va fi așa, Doamne ajută, așa să fie. Așa să fie. Aho! 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 Nu de mult timp am spus așa, în relația pe care o am, să fie Dumnezeu în relație. Cât de important este, dragii mei, să ne raportăm la Dumnezeu, la Iisus și la Iisus în orice facem. Știi, Olimpia, uite, acum putem să discutăm un pic și despre Dincolo de ceea ce știm, emisiunea noastră, emisiunea pe care o realizez și o realizez de multe ori cu voi. Despre... Se spune să-L pui pe Iisus în fața ta, în spatele tău, în dreapta ta, în stânga ta, deasupra ta, să te curețe și să te apere. Este important? Este foarte important, cel puțin pentru mine. Relația mea așa cu creștinismul, de fapt, este relația mea cu Iisus, cu Hristosul care s-a trezit în noi, cu lumina, cu învățăturile Lui. Asta mi se par mie fabuloase pentru mine ca ființă umană, femeie, acum pe pământ. Și când am avut nopți întunecate, atunci când am divorțat și de curând am avut o reșlefuire a mea, pentru mine a fost chemarea, exact cum ai spus tu, să vină Iisus Hristos, să fie, să-L simt, să... Simțeam că atunci când nu mai simt în mine nimic, pot să-L simt, fiind tot timpul prezent cu noi. Și noi nu ne-am născut întâmplător într-un popor care are o anumită religie sau o familie cu ceea ce ne povestește despre ce se întâmplă în jurul nostru.
Și ar fi păcat să nu fructificăm ce ne aduce bun. Pentru că nu totul este bun. Unele sunt dogme, cel puțin din prisma mea, dar pe Iisus l-am chemat, chiar și în junglă, într-un mediu cu totul altfel, l-am chemat, le-am spus, am nevoie să văd lumina din mine și să mă scos la lumină. Exact. Cum putem să facem, să păstrăm această lumină? Tot așa, din popor, se spune că cu lumina, cu candela sau lumânarea pe care o aprinzi în noaptea învierii, este bine să o mai aprinzi în timpul anului sau în anii ce vor urma, ori de câte ori te simți mai încercat așa de viață. Dar din nou mie mi-aduce aminte de trecutul meu și când aveam 30 de ani, în jur de 30 de ani, îmi făcusem mă rugam la fiecare sfârșit de an pentru foarte mult timp. Mi-am dorit ca iubirea universală sau iubirea divină să se manifeste prin mine, orice s-ar întâmpla. Și am avut o perioadă destul de grea în perioada respectivă după. Și în continuare am perseverat în aceeași dorință. Și ce m-a ajutat foarte mult în încercările care le-am avut a fost exact când mi-era cel mai rău, mă așezam și ziceam, fac-se voia ta pentru că știi mai bine decât mine. Și asta m-a ajutat foarte mult să trec dincolo de multe lucruri care ar fost grele și mi le-aș fi dorit să fie de multe ori altfel. Dar de fiecare dată când, și în relația cu Olimpia, la început, când mai certam, ziceam exact același lucru, dacă e mai bine pentru amândoi să ne despărțim, atunci facă-se voia ta. Dacă nu, dă-ne înțelepciune ca să facem voia ta. Și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult să cresc. Și bineînțeles să accept unele lucruri care nu au fost neapărat cele mai ușoare. Dar uitându-mă înapoi, nu le-aș schimba. Chiar dacă în momentele respective mi-aș fi dorit să fi fost altfel. Cam așa cred că am crescut. Împreună. Clar e asta. Chiar am crescut foarte mult amândoi. Împreună. Foarte mult. La cât eram de marcați de divorțurile noastre, că nu mai repetăm ceva. Și era foarte interesant că fiecare venea de parcă i-a apăsat celuilalt butonul, știi, prin programele pe care le aveam, așa nu mai fac, așa nu mai fac, și celălalt așa nu mai fac, naiba, nu ne întâlneam la mijloc, deloc. Și cred că în fiecare zi mă mutam înapoi în Târgu Mureș, că m-am mutat în București. Și până mi-am dat seama că, măi, am făcut un pas, am lăsat totul acolo de unde am plecat. Știi, cumva viața mi-a lăsat, dar n-ai unde să te întorci, n-ai ce să mai faci acolo. A fost neapărat nevoie să stau aici. Ne-am dat seama amândoi că avem nevoie de un spațiu mai mare în care fiecare să aibă și spațiul lui personal, pentru că stăteam la început într-o garsonieră
Ne-a zis cineva, zice, asta a fost pentru voi o școlarizare, 6 luni de zile într-o garsonieră mică. Era și Aki și a fost chiar o tabără din aia de dezvoltare personală intensă. Eu îmi căutam serviciu în București atunci. Și pe urmă, mutarea ne-a într-un alt loc în care fiecare putea să aibă spațiu, să ne dăm spațiu de care avem nevoie și este atât de important într-o căsătorie, într-o relație, chiar și parteneriat legat de serviciu, de afaceri, să-i dai spațiu celuilalt să respire, să se vadă pe el, pe ea, și când sunt împreună e cu totul altceva, dar eu cine mai sunt dacă sunt tot timpul îngrădită în relație, acolo nu mai știu cine sunt eu. Da. Uite că v-ați oferit spațiu. Ne-am oferit spațiu. Și ne-a ajutat mult și ceea ce am aflat noi despre noi în tot ce am făcut, tot ce, ca și cunoaștere, ca și dezvoltare personală. Deci ne-a ajutat enorm să vedem că e normal ca celălalt să fie diferit. E normal că noi am venit cu niște programe din prima căsnicie sau din familie și că de fapt nu suntem așa și că e momentul să le dăm jos, dar în ritmul nostru. Ne-a ajutat foarte mult și mi-ar plăcea ca toată lumea care, pentru că acum în România e așa o explozie de cursuri, de spiritualitate, de, nu știu, de dezvoltare personală, dar multă teorie și puțină practică. Și după un curs, după un atelier, după o întâlnire din asta în care tu afli ceva despre tine, dă-ți voie să te odihnești, dă-ți voie să respiri cu tine, să fii cu tine, pentru că vei ieși în familie, vei ieși printre prieteni, printre oameni, ei sunt la fel, tu ești în procesul tău de transformare și s-ar putea să fie deranjat de ce se întâmplă cu tine și de aceea tu ai răbdare cu tine, ai răbdare că ai nevoie de odihnă, ai răbdare că vrei să respiri un aer curat, vrei să stai în mijlocul naturii, vrei să ai măcar 5 minute pe zi doar tu cu tine. Dar dacă tu lași că asta totul a fost cursul și pe urmă intru în viața de zi cu zi și mă aștept să fie totul wow, adică 40 de ani ai avut un program și pe urmă în 5 minute vrei să se schimbe totul, corpul acesta care este un corp uman, e al pământului, are legile lui și te adaptezi, că n-ai ce să faci. E obligatoriu să te uiți la tine. Și noi asta am făcut. Ne-am uitat la noi. În toată creșterea asta împreună, știi, chiar ne certam des, cum a spus Ioan, dar ce e important, în acele certuri sau certuri, striga mai tare, vedeam efectiv ce are nevoie celălalt, stai puțin. Și am învățat să ne așezăm niște limite sănătoase și să respectăm aceste limite ale lui, ale mele, să ne dăm spațiu de care avem nevoie. Pentru că este foarte important spațiu personal al fiecăruia. Pe urmă, am învățat și să stăm împreună. Foarte important. Am învățat să stăm împreună. Pentru că nu știam să stăm împreună. Și de multe ori e dificil să stai împreună când îți imaginezi că celălalt e împotriva ta sau când tu crezi că ești mai special decât celălalt sau că celălalt e mai special decât tine. Dar din toată evoluția asta am învățat exact asta, cum să fim împreună, cum să ne integrăm împreună. Și mi-amintesc la început cu băiatul meu, cu Aki, exista o oarecare provocare în a-l integra și pe el în familie sau Olimpia să se integreze între mine și Aki. Și acum, de multe ori, noi la ei sunt atât de bine împreună, că formează ei echipă și se susțin unul pe altul. Și lucrul ăsta nu mă poate face decât să mă bucur că se poate să fie o familie uitându-te și învățând cum să fie o familie, cum să faci
front comun, cum să înțelegi nevoile celuilalt, dar în același timp să te înțelegi pe tine, să vezi că celălalt poate că își poate permite să fie trist, își poate permite să fie supărat și tu ai dreptul să fii supărat. Toate lucrurile astea le-am învățat stând împreună. Și un mare aport. Adică nu necesită, nu e o datorie să faci asta, e pur și simplu, poate că asta înseamnă iubire, să îi poți acorda celuilalt spațiu și în același timp să știi că ai și cu cine să vorbești. Poate nu exact când te arde pe tine, dar știi că există spațiu să poți face asta, să poți să găsești înțelegere. Că din toate, noi am învățat foarte mult asta, am învățat să îl vedem pe celălalt cu nevoile lui și să dăm curs, dacă vrei, lucrurilor care poate că nu le-am înțeles. Și am învățat poate să ne auzim. Să ne ascultăm și să existe un respect între noi. Cred că într-o relație, după partea aia de atracție, de nebunie, de fluturi, de așa, e atât de frumos când se instalează respectul. Exact. Așa zicea bunicul meu, mi-amintesc că avea o teorie a iubirii și spunea așa, prietenie plus respect plus timp egal dragoste. Ce frumos! Ce frumos! Uite, pentru că mai avem foarte puțin din emisiunea aceasta, voiam să mă refer acum la cei ce se simt singuri. Și vreau să le spun așa, atunci când te simți singur, uită-te la cer, uită-te la natură, uită-te la tine, conectează-te cu inima ta și vei simți realmente că nu ești singur. Te vei simți pe tine, omule drag. Solidaritatea, un sentiment magic, o stare vibrațională, aș spune eu, ce aduce armonie. La începutul pandemiei am observat oamenii cu măști, da? Ca fiecare. M-am uitat la ei, n-am văzut eroare, n-am văzut panică, n-am văzut frică. În schimb, am văzut că acea mască ne unește. Suntem toți într-unul. Chiar și așa, în situația asta. Un cuvânt de încheiere din partea voastră pentru cei dragi. Pentru cei dragi vouă, în primul rând. Și apoi pentru telespectatori. Să se bucure de lumina care o au și o avem toți în suflet. Să se bucure de această lumină a Paștelui. Pur și simplu, dacă sunt singuri, să privească lumina. Este tot ce ai nevoie. Părinților tăi, ce le-i spune? Că iubesc foarte mult. Mama care se uită mereu la emisiune. Zice mama de mama. Mereu se uită la emisiune. Îi iubesc foarte mult. Am fost la zilele lor de naștere. Ei sunt apropiați ca zi de naștere. Și m-am bucurat așa să-i văd împreună. Și mi-am dat seama că mi-am luat zborul. Iar tu, Ioan? Eu le spune să trăiască și să se bucure și să plângă și să se bucure. Și lui tata? Și lui tata și lui aș spune că îl iubesc și că sunt un fericit că am un părinte și că sunt foarte mândru că am un asemenea părinte. Iar eu vouă vă mulțumesc și vă iubesc și vă sunt recunoscătoare pentru că sunteți încă o dată aici alături de mine. Așa, în armonie, terminăm această ediție specială în ziua de Paște. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc și Zonia pentru vestimentație. Mâine, în a doua zi a Paștelui, ne vedem într-o ediție specială despre viață, despre a dărui și a primi, cu Romeo Popescu, trainer și numerolog. Până mâine, dragilor, Creatorul să ne țină așa în palmele sale cu multă, multă blândețe și să ne păstreze în lumina învierii. Hristos a înviat!
Purarom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.